Ramona Rădean a făcut atac de panică după ce a luat foc hota din bucătărie. Spitalul județean din Arad va primi fonduri suplimentare de la guvern. Competiție de box pentru tineri, având un scop caritabil la sfârșitul săptămânii în Arad. Un microbus s-a răsturnat pe autostrada A1. În acest moment intervin pompierii arădeni în urma activării planului roșu. O persoană a decedat, iar 8 au fost rănite în urma gravului accident de circulație petrecut între Arad și Nădlac. 7 pasageri sunt în stare bună, fără probleme deosebite, iar o persoană are diverse traumatisme și a fost preluată de elicopter. Pompierii au anunțat că nu sunt persoane încarcerate. Momentan, pe autostradă, traficul este blocat, fiind deviat pe DN7G, DN7. Inspectorul pentru situații de urgență Vasile Goldiș al județului Arad a fost informat despre producerea unui accident rutier pe autostrada A1 în apropierea localității Nădlac. Am declanșat planul roșu, având în vedere planul roșu de intervenție, având în vedere despre datele primite inițial în dispecerul unității, fiind vorba de 11 victime posibil implicate în accident. La evaluarea executată de medicul de pe elicopterul scurt, în momentul ajungerii la locul intervenției, s-a constatat că este vorba de un număr de 9 persoane implicate în accident. S-a făcut evaluarea, rezultând un număr de 7 persoane de cod verde, o persoană cod galben transportată la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Arad cu elicopterul SMURT, iar din nefericire o persoană a fost găsită decedată. În momentul sosirii echipajelor de prim ajutor calificat, microbuzul era răsturnat pe sensul de circulație Nădlac Arad. Persoanele, cele 7 persoane de cod verde erau ieșite din microbuz, iar personalul cadrul echipajelor de prim ajutor au acordat asistența medicală persoanei de cod galben, care a fost transferată de echipajul SMURT la Cucoara. Un arădean a făcut atac de panică după ce i-a luat foc hota din bucătărie. S-a întâmplat la amiază, la etajul 4 al unui apartament de bloc de pe strada Moților. Pompierii au acționat cu 2 autospeciale de stingere, descarcerarea ușoară și autoscara. Din fericire, nu a fost necesară evacuarea blocului. Proprietarul apartamentului a fost îngrijit de echipajul SMURT după ce a făcut atac de panică, speriat de flăcările care i-au cuprins bucătăria. Amenzi uriașe pentru vânzătorii ilegali de petarde și artificii. Inspectorii ITM Arad derulează controale la comercianții de articole pirotehnice în cadrul unei acțiuni la nivel național. Se verifică modul în care se respectă prevederile legale. Amenzile, în cazul încălcării legii, sunt cuprinse între 2.000 și 15.000 de lei. Astfel, verificările vizează în special aspecte cu privire la modul de depozitare și manipulare, la modul de etichetare a acestor produse, inclusiv dacă au inscripționate în limba română instrucțiuni de utilizare, categoria din care fac parte, termenul de garanție, precum și pericolele pe care le poate genera păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor neconformă, dacă agenții economici au angajat personal autorizat, respectiv pirotehnicieni, și nu în ultimul rând dacă sunt autorizați conform legii de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad și de către Inspectoratul Județean de Poliție Arad. Ca în fiecare an, atragem atenția tuturor factorilor implicați că nerespectarea dispozițiilor legale în materie poate atrage atât răspunderea contravențională, cât și răspunderea penală a celor vinovați. Astfel, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 1 an sau cu amendă orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și pe 1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani, precum și comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate doar de către pirotehnicieni. Facem precizarea că articolele pirotehnice din categoriile 1, respectiv pe 1, sunt cele cu nivel de risc scăzut și nedăunător sănătății umane din punct de vedere al zgomotului pe care îl produc. Polițiștii desfășoară permanent acțiuni în baza planului Foc de Artificii 2022. În această săptămână, polițiștii din Ineu au depistat o femeie de 26 de ani din Seleuș, în timp ce vindea 200 de petarde și artificii de diferite mărci, fără a fi autorizată. Femeii i s-au confiscat materialele pirotehnice și este cercetată pentru infracțiunea de activități pirotehnice fără drept.
Parlamentarii Partidului Național Liberal au obținut fonduri suplimentare pentru Spitalul Județean Arad la dezbaterea bugetului pentru anul 2023. Creșterea investițiilor și măsurile de protejare a populației și mediului de afaceri de efectele crizei energetice sunt principalele caracteristici ale bugetului României pentru anul 2023 votat de Parlament. Deputații PNL Sergiu Bâlcea, Vlad Varga și senatorul Ioan Cristina au susținut un amendament votat la dezbaterea bugetului prin care sunt alocate fonduri suplimentare în valoare de 1.685.000 de lei pentru dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. Fiecare dintre cei trei parlamentari PNL Arad au avut la dispoziție o sumă, iar mare parte din această sumă a mers către Spitalul Județean Arad, care are nevoie de, în continuare de finanțare. Știm foarte bine că doar Consiliul Județean este finanțator al acestui obiectiv, iar sănătatea arădenilor trebuie să fie pe primul loc. Astăzi, Asociația Rubio Pro Copilărie Pro Viață își trece în palmares o nouă reușită. Cu fonduri proprii, muncă și multe impedimente întâlnite pe drum, Asociația Rubio a inaugurat astăzi scoarul din spatele Tribunalului Arad. În urmă cu un an era un loc părăsit, neîngrijit și cu diverse deșeuri ce își făceau deja casa acolo. Astăzi, arădenii se pot relaxa într-un spațiu modern și de bun gust. La fel ca toate celelalte proiecte finalizate de Asociația Rubio Pro Copilărie Pro Viață, s-au folosit doar fonduri proprii și sponsorizări, niciodată bani publici. Pentru Asociația Rubio Pro Copilărie Pro Viață, acest al treilea master proiectul Lumim Noi a fost unul deosebit de dificil, cu o serie întreagă de piedici, începând de la partea birocratică și continuând cu nesuriozitatea anumitor supplier care ne-au dus în stadiul în care suntem astăzi, cu o întârziere de aproape lună de zile. Mulțumim în același timp tuturor celor care și-au dat timp din timpul lor prețios pentru a ajunge să finalizăm acest proiect. Proiectul Sever Frențiu a fost unul important datorită faptului că Marele Maestru a fost unul dintre cele mai importante jaloane, să zicem așa, din cultura arădeană. Pentru mine a însemnat o muncă deosebită, mai în special să lucrez alături de Asociația Rubio, de domnul Ciprian Cristea și de logodnicul meu, Camil Păcurar. Am fost o echipă care ne-am adunat aici să încercăm să facem un lucru cât de cât mai deosebit pentru Arad și încercăm să integrăm acest scoar în tot contextul din zona Aradului, din centru istoric, și am încercat să păstrăm memoria locului, memoria din trecut, să nu intervenim haotic, să facem o intervenție simplă, o intervenție minimală care să se încadreze în cerințele pe care ni le-am propus noi. Proiectul totodată a fost făcut împreună cu... Am avut ajutor și din partea unor prietene, foste colegi arhitecte de la Cluj, care m-au ajutat și ele m-au susținut pentru autorizație, cu mici desene și așa mai departe. Iar conceptul în sine l-am gândit împreună cu domnul Ciprian și cu Camil. Mă bucur pe de o parte și la propriu și la figurat că încă un colțișor din Aradul nostru și-a recăpătat frumusețea și farmecul de altă dată. Și așa cum am spus, mă bucur că continuăm o foarte bună colaborare, îi spun eu tripartită. Administrație locală, Asociația Rubio, deci o asociație parte a comunității, și mediul privat care finanțează. Pe lângă scările iluminate ce dau o notă de eleganță locului, piesa de rezistență a zonei este cu siguranță o bancă pe care stă și statuia lui Sever Frențiu. Am încercat să le redau într-o poziție cât mai relaxată, fiind un artist non-conformist, într-un moment al creației, într-o pauză a creației. O să vedeți după ce tăiem panglica poziția și personajul. Și am încercat să-i redau și personalitatea și privirea profundă în care el se pierdea în momentul creației, de fapt. Și am încercat să-i și redau puțin din suprarealismul pe care el încerca să-l
să-l impună în operele sale. Realizatorii spațiului s-au gândit să îmbine istoria cu digitalul și pun la dispoziție trecătorilor un cod QR. Ce face acesta? Ei bine, odată scanat, codul îți va pune la dispoziție informații despre viața marelui maestru Sever Frențiu. Pentru toți cei care sunt interesați de viața marelui maestru, de expozițiile pe care le-a avut și toate detaliile, le pot găsi pe un cod QR care este deocamdată sub formă provizorie pe bancă și acolo vor găsi toate detaliile despre marele maestru. Asociația Rubio Pro Copilărie Pro Viață nu este străină de astfel de proiecte. Începând de la Parcul Bujor Buda, continuând cu Poarta cu Păun și Esplanada din Parcul Mihai Eminescu, Asociația Rubio a încercat să înfrumusețeze câte puțin în fiecare zi Aradul. Eroii Revoluției de la 1989 vor fi comemorați și în acest an, pretutindeni în țară, dar și la Arad. Omagierea eroilor Revoluției va începe pe 21 decembrie printr-un tur pe traseul Revoluției de la Arad. Evenimentele vor continua și pe 22 decembrie, atunci când de la ora 12:30 în Piața Revoluției la Monumentul Eroilor va avea loc o ceremonie solemnă cu participarea asociațiilor de revoluționari, reprezentanților, autorităților și instituțiilor publice, cadrelor militare active în rezervă și retragere, reprezentanților bisericii, ai universităților, ai partidelor politice, ai ONG-urilor, dar și a cetățenilor interesați. Acolo se va intona imnul național al României, vor avea loc ceremonialul religios de pomenire a eroilor, alocuțiuni, dar și ceremonia de depunere a coroanelor și gerbelor de flori la monument. Apoi, la ora 13:45, la garnizoana Arad, se va intona imnul național al României, acesta fiind urmat de un ceremonial religios de pomenire a eroilor și o ceremonie de depuneri de coroane și gerbe de flori. Șirul evenimentelor dedicate comemorării eroilor Revoluției de la 1989 se va încheia pe 23 decembrie la ora 12 la monumentul Tot Șandor pe faleza Mureșului în apropierea podului Decebal. Îmbrăcăminte, încălțăminte, mobilier și saltele uzate, în total peste 47 de tone de deșeuri, au fost oprite la Nădlac 2 și Borș 2. Autoritățile de control nu au permis intrarea în țară a unor automarfare, deoarece nu erau îndeplinite condițiile legale necesare transportului. Polițiștii de frontieră de la Borș 2 și Nădlac 2 au verificat 3 automarfare conduse de șoferi români. Ei transportau marfă, conform documentelor, de la diferite societăți din Germania și Olanda, pentru firme din România. Polițiștii de frontieră au solicitat sprijinul reprezentanților comisariatelor județene Bihor și Arad din cadrul Gărzii Naționale de Mediu și reprezentanților comisariatelor pentru protecția consumatorului. Pentru încărcătura avută, șoferii nu aveau documentația necesară prevăzută de lege pentru import. Deșeurile au fost returnate societăților din Germania și Olanda. A fost găsit lângă Curtici. Cel care a primit informația despre afganul dispărut din centrul de cazare a străinilor luați în custodie publică din localitatea Horia a fost șeful postului de poliție Zimandu Nou. Acesta a fost anunțat că o persoană suspectă se află în zona de vegetație dintre Curtici și Zimandu Nou. În ziua de 13 decembrie acestui an, sub coordonarea inspectorului șef al IPJ Arad, au fost declanșate căutările pentru depistarea unui bărbat de cetățenie afgană care a părăsit fără încuvințare centrul de cazare a străinilor de pe raza localității Horia. În activități au fost angrenați polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, ai Serviciului Criminalistic, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Arad, ai Secției 1 Rurală Arad, jandarmi arădeni, jandarmi ai grupării mobile de jandarmi Timișoara, precum și reprezentanții ai IGI și polițiști de frontieră. Data de 16 decembrie, bărbatul a fost depistat pe raza județului Arad, în proximitatea localității Zimandu Nou, într-o zonă de vegetație. Din primele informații, bărbatul nu a opus rezistență în momentul în care a fost depistat de polițiști. Acesta a fost condus la audieri în vederea luării măsurilor legale care se impun. Conform informațiilor, bărbatul, care este în țară de aproximativ un an, și-ar fi declarat apartenența la mișcarea talibană. Curtea de apel București a dispus marți la propunerea
Serviciului Român de Informații declararea acestuia ca persoană indezirabilă pentru România pentru o perioadă de 10 ani. Cauza ar fi fost că acesta era adept al ideologiei radicale promovate de organizații teroriste din Siria. Sentința Curții de Apel București ar fi trebuit pusă în aplicare cu sprijinul autorităților care urmau să adopte măsurile necesare în vederea îndepărtării de pe teritoriul național a acestuia. Imediat după decizie, însă, bărbatul a părăsit centrul de refugiați din localitatea Horia și pentru 3 zile a fost de negăsit. Polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, împreună cu reprezentanți ai Gărzii Forestiere Arad și Direcției Silvice Arad, au desfășurat o acțiune de control a transportatorilor de lemne și depozitelor de material lemnos. În urma activităților au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale conform legii 171/2010, în valoare de 15.000 de lei, fiind confiscați valoric 212 metri cubi de material lemnos, în valoare de aproximativ 56.000 de lei. Aceste activități au caracter permanent și se desfășoară atât în municipiu cât și în județul Arad, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Arad. Deschiderea patinoarului municipal este amânată. Administrația anunță amânarea deschiderii bazei de agrement programată inițial pentru data de astăzi, 16 decembrie 2022. Din păcate, zilele acestea, condițiile meteo nu sunt prielnice inaugurării sezonului de patinaj 2022-2023. Administrația anunță că data deschiderii patinoarului municipal va fi comunicată ulterior. Inițiativă lăudabilă din partea Asociației Leo Arad Maris. Președintele acestei asociații, Victoria Matecovici, îi invită pe tineri pe data de 17 decembrie la competiția Leo Box. Competiția de box se desfășoară sub patronajul Asociației Leo Arad Maris și coordonarea lui Ruben Stoia și va avea loc cu începere de la ora 15 în incinta sălii de evenimente Helen. Obiectivul acestui eveniment este, potrivit președintelui Asociației Victoria Matecovici, să ofere tinerilor din Arad oportunitatea de a petrece timp liber practicând sport, dar și de a fi solidari cu cei mai puțin norocoși, astfel că fondurile strânse vor fi direcționate spre cauze caritabile. În acest sens, au fost alese 4 case de copii din Lipova. Mai multe detalii despre această frumoasă inițiativă puteți afla la numărul de telefon 0752 126 717. Hai să-l ajutăm pe Moș Crăciun în jurul unui ceaun, în Parcul Eminescu. Este invitația Asociației Gătim Împreună pentru o lume mai bună. Dragi prieteni, vă așteptăm și anul acesta alături de noi să-l ajutăm pe Moș Crăciun. Cum să-l ajutăm? Bineînțeles, cu donații în alimente neperisabile, de tipul zahăr, ulei, orez, mălai, conserve, pentru familiile nevoiașe. Și bineînțeles, dulciuri și jucării pentru cei mici. Se vor putea face și donații în bani pentru produsele perisabile care vor fi achiziționate la momentul distribuirii pachetelor de către spiritușii noștri de la Asociația Alexandra Timar Îngeri pentru Suflete. Pe lângă ceaunul cu varză murată cu carne, în această ediție vom avea alături de noi și pe prietenii noștri de la Miss Dar Lux, care pe lângă ceaunul de fasole cu ciolan vor dona și 30% din încasări. Partenera organizatorilor este Primăria Municipiului prin Centrul Municipal de Cultură Arad. Sunteți așteptați duminică pe 18 decembrie în Parcul Eminescu în cadrul Târgului de Crăciun, începând de la ora 16 și până la ora 23. O gală altfel a fost organizată de Clubul Sportiv Universitatea Aurel Vlaicu la Teatrul Clasic Ioan Slavici. Sportivii secțiilor clubului alături de antrenori și familii s-au întâlnit la evenimentul de final de an inițiat de directorul clubului Ovidiu Șerban. Toți sportivii au fost evidențiați, iar performerii au fost recompensați pentru rezultatele lor din acest an. Nu voi vorbi despre rezultatele excepționale care le are clubul la secțiile de atletism, judo, gimnastică, sambo, o secție nouă care avem, basket, fetele de la basket sunt plecate acum în Polonia. Încercăm să facem ceva pentru copii, pentru a crește viitorul sportiv al României. Atmosfera a fost întreținută de fetele de la secția de gimnastică aerobică, pregătite de Ramona Hoidu. Demonstrat pe scenă ce au învățat. A horse open sleigh,
O'er the fields we go, laughing all the way. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Un moment inedit a fost pus în scenă de secția de judo a antrenorului Carol Sobo. Cursanții au creat povestea unui copil care încă din prima zi de școală s-a confruntat cu fenomenul bullying-ului și care, după 2 ani de antrenamente, le face față singur agresorilor. Clubului au fost evidențiați și au fost aplaudați la scenă deschisă. Clubul are și o secție nouă de sambo, un sport asemănător cu judoul, însă cu reguli diferite, care va deveni probă olimpică începând din anul 2024. Directorul clubului își dorește să deschidă anul viitor și o secție de polo. RMN, cel mai nou film al regizorului Cristian Mungiu, va putea fi văzut într-o nouă proiecție la Cinema Arta din Arad. Proiecția va avea loc vineri 16 decembrie, începând cu ora 19. Accesul la film va fi gratuit. Regizorul Cristian Mungiu descrie filmul ca fiind o poveste despre raportul dintre vremurile de odinioară, percepute ca fiind mai de încredere pentru că ne deveniseră deja familiare, și vremurile actuale resimțite ca haotice. Este deopotrivă o poveste despre autoamăgirea generată de un set de valori europene care rămân mai degrabă un deziderat decât o împlinire. Este de asemenea o poveste despre supraviețuire, sărăcie, despre frică și un viitor neliniștit. Filmul îi are în rolurile principale pe Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu și Orsolia Moldovan. Scenariul și regia sunt semnate de Cristian Mungiu. Filmările au fost realizate în perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022, în principal într-un sat din județul Alba, dar și în alte localități din Transilvania. Prima proiecție a filmului RMN la Arad a avut loc pe 22 iunie la cinematograful Arta, în prezența regizorului Cristian Mungiu. UTA încheie anul 2022 cu un derby de tradiție împotriva Rapidului. Duminică, de la ora 20:30, cele două formații se vor întâlni pe Arena Francisc Neumann. Iar dacă giuleștenii, aflați pe locul 3, au nevoie de puncte pentru a rămâne în lupta pentru titlu, roșialbi își doresc o victorie pentru a ieși din zona roșie a clasamentului. Având în vedere și rivalitatea dintre cele două galerii, meciul este unul foarte important și pentru suporterii UTEI. Laszlo Balint a anticipat disputa cu formația pregătită de Adrian Mutu. Un meci cu o importanță deosebită pentru noi. În primul rând, punctele puse în joc. Cred că vede toată lumea că pe măsură ce trec etapele, punctele devin foarte importante pentru noi, până la urmă indiferent de adversar. Dar cu atât mai mult cu cât duminică întâlnim un adversar de play-off, un adversar care a demonstrat în acest sezon că pretențiile pentru calificarea în play-off sunt pe deplin justificate, parcursul lor spune acest lucru, și pe de altă parte știm și rivalitatea care este între cele două cluburi, între cele două echipe, bineînțeles, mă refer la rivalitate sportivă. Noi, clar, abordăm doar cu gândul la victorie această partidă, chiar dacă pe hârtie calculele spun că plecăm cu a doua șansă. Indiferent de statistică, indiferent de modul în care arată hârtia în acest moment, cumva din nefericire pentru noi, ne dorim foarte tare să păstrăm punctele la Arad și să terminăm acest an 2022 cu fruntea sus în fața propriilor suporteri. Arădenii vor avea 4 absenți pentru acest meci. Abeid și Bata sunt suspendați, iar Erico și Kindriș sunt accidentați. Clubul UTA a clarificat situația interdicției la transferuri. Prin vocea team managerului Sorin Botiș, formația arădeană a explicat despre ce e vorba în speța grilei lui Filip Otele. Clubul a și specificat într-un comunicat cum că, cu privire la Otele, grila de transfer se va achita când va veni de la FIFA. Deci avem termen până la următoarea de transfer și cu atât mai mult nu cred că... Începe exact perioada de transfer? Păi în ianuarie, nicio problemă. Cât e grila aia? Adică da, aproape 50.000 de euro.
Deci la valoarea lui Otele cred că e o sumă rezonabilă și considerăm că Otele este un jucător foarte valoros și avem nevoie de el, cu atare vom plăti ghiria respectivă. Otele a semnat cu UTA la începutul acestui an, după despărțirea de lituanienii de la Kaunas Žalgiris. Sfârșitul de săptămână ne întâmpină cu vreme preponderent frumoasă, chiar și cu puțină ninsoare începând de mâine. Noaptea ce urmează va fi în continuare rece, cu minime de 1-2 grade Celsius. Mâine temperatura scade, maxima la orele prânzului va fi de 7-8 grade în termometre. Tot mâine sunt așteptate fulguieli ușoare și ninsori în zonele mai înalte. Preponderent cerul va fi acoperit, iar vântul va sufla la moderat din nord-est. Duminică vremea va fi frumoasă, însă rece în mai toată regiunea. Temperatura mai scade puțin, ajungând până la 3-4 grade Celsius. Luna cadourilor cu forfota și cumpărăturile ei ne aduce o ediție specială a expoziției cu vânzare preferată de către arădeni. Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Textil revine la Arad în luna decembrie, în luna cadourilor, și de această dată am reușit să aducem un număr important de firme în cadrul sălii polivalente din Arad. Firme ce se vor întrece în oferte pentru sezonul de iarnă și nu numai. Invităm toți arădenii să ne viziteze. Poate vor să-și cumpere un cadou pentru soțul, pentru doamna, pentru bunica, pentru bunicul, cum doresc dânsii. Programul de vizitare este de miercuri până duminică, de la 10 la ora 20. Iar duminică, cum bine știți, avem program scurt până la ora 16. Întâlnirea directă între producători și clienți reduce stresul bugetului din această perioadă și mai ales vine în ajutorul moșului, în alegerea cadoului perfect. Oferte, reduceri, mii de articole așteaptă cu minți la sala polivalentă din Arad să își găsească locul sub rad. O surpriză frumoasă, ne-am întâlnit în târg cu Diana Selagea, ne bucurăm tare mult. Diana, ce cumpărăm? Nu știu ce cumpărăm, dar sunt și eu foarte curioasă ce găsim la târgul ăsta frumos, că în fiecare an și de fiecare dată ne surprindă producătorii cu lucruri frumoase. M-ar interesa o căciuliță așa frumoasă ca și tine, chiar îmi place foarte mult. Și vreau în primul rând să transmit tuturor celor care ne privesc de acasă un gând bun, sărbător cu bucurie și mă bucur că te-am reîntâlnit. Chiar și într-o ipostază inedită, dar să știți că noi ne vedem și la spectacole și în viața de zi cu zi. Vă invităm la târg. Ați revenit la Arad cu oferte de sărbători. Ce le oferim? De bluze, de sărbători, haine, rochii, deci de toate avem, numai să vină clienții. Din Iași am revenit la târgul expozițional. Am venit cu o colecție de iarnă, suntem pe reduceri, intrați să aveți în vedere, dragi rădeni. Vă așteptăm în număr foarte mare la ultima expoziție pe acest an. Ai de făcut cadouri sau vrei să îți faci un cadou? Hai la Expo Textil în perioada 14-18 decembrie, între orele 10-20 și în ultima zi duminică te așteptăm până la ora 16. Ediția specială de sărbători cu siguranță va aduce ceva care să ți se potrivească. Organizatorii expoziției Expo Textil mulțumesc arădenilor și le doresc sărbători fericite!